am observat în ultima perioadă persoane implicate în lumea medicală, oricare lucrează în spital, ce încearcă să înnăbușe opiniile libere ale oamenilor care au avut experiențe cu spitalul sau care au avut rude internate medical în astfel de unități. Eu aș avea pentru aceste persoane din lumea medicală o singură întrebare. Îi trimiteți, mă, pe pacienți ori pe rudele acestora să cumpere medicamente din colțul spitalului de la farmacii? Da sau nu? Și dacă da, de ce o faceți? Pentru că ei plătesc lună de lună CEASE și ar trebui să aibă întreaga medicamentație asigurată de către spital. Și dacă spuneți că nu, vreau să veniți și cu argumente atunci când vin plasele la gardian la poartă, cu tratament, cu fașe, cu alucalmin, cu perfuzie, cu tot ce se cumpără de la spital. Inclusiv hârtie igienică îi pune să cumpere și să pun de mâini. Hai, contraziceți-mă dacă aveți argumente.